Președintele american Joe Biden nu crede că rachetele căzute în Polonia au fost trase din Rusia. Liderul de la Casa Albă spune că există deja informații care contestă acest lucru, iar potrivit altor oficiali americani, concluziile preliminarii sugerează că racheta care a lovit Polonia a fost trasă de forțele ucrainene asupra unei rachete rusești care se apropia de Ucraina. Cele două rachete au căzut în localitatea Pșevodov, situată la 50 de kilometri nord de orașul ucrainean Liov, la circa 10 kilometri de granița dintre Polonia și Ucraina. Proiectilele au lovit o fermă de cereale și un tractor, iar în urma impactului, două persoane care se aflau în perimetru și-au pierdut viața. La scurt timp, premierul polonez a convocat o reuniune urgentă a unui Comitet pentru Securitate Națională și Afaceri de Apărare. Potrivit presei poloneze, forțele aeriene din Polonia au ridicat avioane de luptă, iar armata și parchetul se află la fața locului pentru cercetări. De partea cealaltă, Pentagonul anunță că nu poate corobora la acest moment informațiile privind două rachete rusești care ar fi căzut în Polonia. We are aware of the press reports alleging that two Russian missiles have struck a location inside Poland near the Ukraine border. I can tell you that we don't have any information at this time to corroborate those reports. Uh, and are looking into this further and so when we do have an update to provide we'll be sure to do so you know as i mentioned we're looking into these reports don't have any information to corroborate them at this time so i don't want to speculate or get into hypotheticals when it comes to our security commitments uh, and article 5 we've been crystal clear that we will defend every inch of nato territory În urma incidentului au început să curgă reacțiile, Ungaria a convocat și ea Consiliul de Securitate din cauza rachetelor căzute în Polonia și a întreruperii livrărilor de gaze prin conducta Drujba, anunțat Zoltan Covaci, purtător de cuvânt al lui Victor Orban. Reacții au venit și de la oficial din Estonia și Lituania. Estonia spune că informațiile privind rachete rusești care ar fi căzut pe teritoriul Poloniei sunt cele mai îngrijorătoare și anunță că este gata să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO. O reacție a venit din partea Ministrului Apărării din Letonia care a postat pe Twitter condoleanțe fraților noștri polonezi. Regimul criminal din Rusia a tras cu rachete care au vizat nu numai civili ucraineni, dar au căzut și pe teritoriul NATO în Polonia. Letonia este pe deplin alături de prietenii polonezi și condamnă această crimă. O reacție a venit, bineînțeles, și din partea Rusiei prin vocea lui Serghei Șoigu, ministrul rus al apărării. Nu au fost lovituri asupra unor ținte din apropierea graniței de stat dintre Ucraina și Polonia. Fragmentele care apar în presă nu au nimic de a face cu armele rusești, se precizează pe contul de telegram al armatei ruse. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie că teroarea nu se limitează la granițele Ucrainei și e o chestiune de timp până când teroarea rusă va merge mai departe, iar acest eveniment este de fapt o escaladare semnificativă.